Dacă vă faceți deja planuri pentru vacanța de vară, consultați și ofertele companiilor aeriene. Din august, de pe aeroportul internațional Iași, puteți ajunge în destinații precum Barcelona, Londra sau Berlin. 6 curse noi vor fi introduse din vară de un operator aerian low cost, iar biletele sunt deja puse la vânzare. Cele 6 curse aeriene vor fi operate de anul viitor din luna august de pe aeroportul internațional Iași. Destinațiile noi sunt spre Barcelona, Torino, Verona, Bari, Londra și Berlin și vor fi realizate de unul dintre liderii de pe piața companiilor low cost din aviație. Continue to grow the business here. We think that we're supported very well by the local market. And that's reflected in the fact that we've moved from 2 to 3 aircraft. And as long as that support continues and the market continues to support Wizz, then Wizz will continue to support the market. Spre Londra vor fi 4 zboruri săptămânale, spre destinația Torino vor fi 3 zboruri pe săptămână, iar spre Berlin, Bari și Verona, avioanele vor decola de 2 ori pe săptămână de pe pista din Iași. Biletele pot fi cumpărate deja, unele fiind la prețuri promoționale. De pe aeroportul internațional Iași sunt operate zilnic 20 de zboruri către destinații din țară și din Europa. Există un singur zbor spre o capitală din afara continentului, spre Tel Aviv, Israel. Așadar, sunt operate peste 600 de zboruri pe lună, spun oficialii aerogării. Creștere constantă, este o creștere continuă și este o creștere consolidată, care arată puterea Iașului în această regiune ca cel mai important aeroport regional. Este nevoie de noi lucrări pentru dezvoltarea infrastructurii, spune președintele Consiliului Județean Iași, în administrarea căruia se află aerogara. Avem solicitare pentru terminal cargo, care va fi la anul în dezbatere. Avem un terminal pentru smurt și cu siguranță un terminal pentru pasageri, terminal T4, care va fi pe partea cealaltă a pistei. Aeroportul din Iași are în medie 1 milion de călători pe an și înregistrează o creștere a numărului de pasageri într-un procent de 10% anual.